Doamna Daniela Simulescu, cum stăm? Ne întoarcem la bani, ca aici. Nu, ne întoarcem la noroc. Sau la, da, la 6 din 49. Știți numele de la 6 din 49, nu le știi. Bun, dar Banca Națională a României sub ce conjunctură? Domnul Muguri Sărescu mă interesează. În primul rând, sub zodia acolo. Domnului Muguri Sărescu este Banca Națională a României. Domnul Muguri Sărescu este un leu foarte ambițios, cu o lună în Scorpion, adică o persoană cu o intuiție financiară spre investiții extraordinară. Și cu siguranță, dumnealui, la anul când Marte va retrograda în Scorpion, va ieși în fază și va zice: ținem de bani, nu-i dăm, nu-i dăm. Am impresia că va... zice și acum. O zice, dar undeva la anul în vară e posibil să auzim mai des de dumnealui, să iasă și să... pentru că Marte va retrograda pentru un leu în casa a patra, a valorii, a familiilor, a ce are acasă. Și el va ține cu dinții, adică nu este nu va fi dispus să dea drumul la investiții așa, anapoda, pur și simplu, ci pur și simplu va trage cu dinții, va ieși, va negocia... Vă spune, lasă că vă arăt eu, ceva de genul acesta, știți? Nu o să fie foarte de acord. Probabil se vor dori alte investiții, alte riscuri, tot felul de giumbușlucuri financiare, însă dumnealui nu va fi deloc de acord. O să fie foarte violent în exprimare, chiar în vară, chiar îl văd spunând multe lucruri și ținând așa, cu dinții. Să le spună și lucruri pe care nu le cunoaștem. Ar fi interesant. Da, să fie și mult la mai Ministerul Finanțelor? La Ministerul Finanțelor, doamna Anca Paliu. Doamna Paliu este o tăuroaică, iarăși foarte pragmatică, este și foarte atrasă de studiu. Are un marcaj și pe gemeni în harta natală, studiază foarte mult, cere părere în stânga și în dreapta, vrea să știe de la toată lumea, însă întârzie puțin până când va lua decizia. Dumneavoastră fiind taur, Marte va retrograda în zona relației, adică va trebui să convingă multă lume de ceea ce își dorește. Va aduce negocieri, va pierde timp, energie, multă lume în jurul ei va încerca să facă același lucru, se va lovi de foarte multe blocaje, o să aibă o vară foarte interesantă, doamna Paliu, la anul. Am așa o bănuială. Din mai multe puncte de vedere, inclusiv cu instituțiile financiare străine, mai ales că domnule, are experiență. Dumnezeu are experiență și probabil că își dorește oarecum să interfereze ce se va întâmpla la anul și cu instituțiile acestea. Cu agricultura cum o să stăm? Că aici a fost foarte interesant discuția în fiecare an. O să fie bine și la vară cald. Da, fiind faptul că Scorpionul, Scorpionul ține de tot ce înseamnă de pământ, de tot ce este sub pământ, de ce este pe pământ, de resursele noastre, pur și simplu, alea vitale. La anul, bănuiesc, de fapt, domnul Irimescu, ministrul, o să aibă un tranzit foarte interesant. Peste Mercur, din harta natală, care înseamnă gândirea, comunicarea, ideile, o să-i treacă Uranus. Ceea ce înseamnă că s-ar putea să vină cu niște propuneri neobișnuite. Nu știu de unde o să le scoată. Cu siguranță nu s-au mai propus până acum acele lucruri, dar o să revoluționeze puțin. Adică O să reformeze, nu știu, de la nivel mic la nivel mare, deciziile pe care le va lua se vor auzi peste tot și toată lumea o să rămână: dar stai că până acum în zona asta nu s-a făcut așa ceva, de unde le-ai scos? E adevărat că și dumnealui o să aibă de tras, fiind tot taur, undeva în vară și el va avea de negociat, de stat, de avut răbdare, însă ideile pe care le va lua cu siguranță vor revoluționa. Bun, și fiscul? Că și aici e... Fiscul. Domnul Diaconu. La ANAF, da, domnul Diaconu. A fost foarte interesant să-l studiez pe domnul Diaconu, nemai studiindu-l până astăzi. Dumnealui are o hartă foarte bună pentru România. Are foarte multe planete în săgetător. Noi fiind săgetător. Și cele două hărți se potrivesc foarte mult. Dumnealui este așa foarte, cum să vă spun, este și foarte creativ, dar în același timp este foarte aventurier în gândire. Îi place să joace, să riște, să facă tot felul de lucruri. Iar la anul, dat fiind faptul că a tot fost tras de ureche anul acesta, că reformă, nu te lua doar de cei mici, iată și de cei mari, că e de ajuns, cred că va începe să schimbe, să pornească rotițele. Știți cum este România în momentul acesta? Are peste soarele natal Saturn în tranzit. Noi tot zicem că suntem în tranziție de la Revoluție până acum. O tot zicem,
dar fiind faptul că în noiembrie s-a întâmplat ce s-a întâmplat la sfârșit de octombrie, când exact soarele trecea peste Saturn, peste soarele României, vine momentul de maturizare, de responsabilizare. Și oarecum și la dumnealui, în același timp, trece Saturn peste soarele natal. La o persoană, când are loc acest tranzit, se întâmplă să-și găsească un nou job, să se căsătorească, să facă lucruri foarte importante pentru viața sa, care îi schimbă total perspectiva. E, dumnealui, cred că la anul va schimba serios. Și tot ce va schimba se va lipi foarte mult pe viitorul României din punctul de vedere al finanțelor. Ca să nu mai spun că dumnealui este foarte bine aspectat în următorii ani. Nu știu ce o să facă după ANAF, sau... dar în următorii ani eu cred că o să mai auzim foarte mult de dumnealui. Da, să sperăm. E interesant asta la fisc. Este, să știți, nu mă așteptam să fie... să fie cum, da. Să fie așa efervescent, domnul Diaconu, dar... Poate e de bine, nu știu. Dar este foarte, astrologic vorbind, are foarte multe planete în Săgetător. Este ceva acolo, o persoană aventurieră, îi place să călătorească, gândește foarte departe, întreprinzătoare, curajoasă. Poate că n-a ieșit foarte mult în față. Poate că e acolo. Este suficient. Astăzi a apărut încă un ordin de la ANAF, adică foarte interesant. Dar cu siguranță la anul dumnealui va ieși cu ceva în față. Am înțeles. Despre ce ordin vorbiți? Un ordin prin care toate băncile de la 1 ianuarie 2016 vor fi obligate să transmită informații cu privire la închiderile de conturi, deschideri de conturi, tranzacții, de închirieri de cutii de valori și absolut tot, începând informațiile vor fi trimise din 2010. Adică este un ordin care se aplică retroactiv. Fie că vorbim de persoane fizice, fie că vorbim de persoane juridice. Și atunci ar trebui să ne întrebăm puțin despre secretul bancar, despre confidențialitatea datelor, despre lucruri de genul acesta. Am văzut cum o bancă sau două deja au semnat înțelegere apropo de acordarea de credite. Acum s-a lărgit. Este vorba despre orice fel de tranzacție bancară. Fie că închizi un cont, deschizi un cont, fie că l-ai... Deci vorbim de perioada 2010 până în viitor. Păi și de ce ar trebui să ne sperie asta atât timp cât nu avem nimic de ascuns? Nu este vorba de ascuns. Este vorba de faptul că practic absolut orice cumpărătură pe care o vei face cu cardul sau orice tranzacție pe care o faci ca și virament între un furnizor, de exemplu, și altcineva, va fi la vedere. Da. Să vedem. În lumea afacerilor nu cred că este o variantă cea mai bună. Nu? Da, pentru investitori, pentru antreprenori, în general, secretul confidențialității în a-ți alege furnizorii sau este cumva...